Basketbaliștii de la CSU Sesoft au fost prezenți în mediul rural. De ziua Comunei Brazii, lotul ploieștean a avut o acțiune de promovare a basketului și a mutării echipei în sala sporturilor Brazi. S-au organizat concursuri de aruncări libere și cei mai buni 50 de copii au fost premiați cu câte un tricou de joc original. Atât stafful cât și jucătorii speră ca locuitorii să-i susțină la meciurile din campionat. Nu contează unde îl promovezi, odată ce sunt copii dornici care vezi că vin pe terenurile de basket, au încălțăminte corespunzătoare, au echipamente de basket, au atitudine în primul rând, ceea ce contează cel mai mult. Ce contează? Dacă suntem buni, suntem buni și pe beton. Care e problema? Mă bucur că așa multă lume s-a adunat aici pe terenul de basket și asta mă face să fiu încrezător în atmosfera care se va crea în Braz de când vom începe să jucăm meciurile de acasă aici. Adevărate vedete, basketbaliștii și-au făcut apariția cu bolizii personali. Arnautovici a condus mașina lui Siarto, iar Burlacu a venit cu una împrumutată de la un prieten. Pe lângă mașini, fetele au admirat fizicul și tatuajele sportivilor în momentul când s-au schimbat. A venit pentru că am lăsat mașina mea acolo să văd cum merge mașina lui, pentru că am înțeles că nu mai fac mai accidente, nu mai de asta. Acum verific eu mașina după ce să zic da, e bună, hai. Din septembrie, fosta campioană la basket și echipele de handbal ale CSM-ului vor evolua la Brazi, însă până atunci trebuie montat parchetul care întârzie să apară din Germania.